cu durere și speranță. Scenariul Olărescu. Regia Vieru. Imaginea Burlacenko Zaharia. Sonorizarea Isipciuc. Redactor Golubitski. Director Carauș. Mult timp de când am plecat din satul natal, Gura Galbenei. Revin des, fiindcă satul meu mereu mă cheamă și de fiecare dată mi-e greu să mă apropii de aerul și nimbul baștinii, de chipul copilăriei, de vatră și părinți. Bună ziua, Gabriela! Bună ziua! Ia că ai venit la Ce faci? Bună ziua! Ia uite să mică! Bună ziua! Cum la școală? Bună ziua! Bună ziua! Și să mă duc la mama, iară! Ce mai faci, mă? Cu bătrânețele încetșor și cu legii. Vremea trece. Ia că ne amintesc de Nicolae Vivat, noi. Și a murit vada Nicolae? Murit. Tatăl s-a prochiană. Trece lumea, să călătorești. Trece, da. Și voi ce mai faceți? Cu lucru, da? Ce mai facem? Sănătoși. Cam hotărât și noi să facem un film acum despre satul nostru. Să vadă lumea cum trăiește satul, oamenii. Mai laudă și satul nostru. Când ne întâlnim, îl întreb ca pe un vechi și bun prieten, cum mai trăiești, satule? Și el îmi răspunde prin oamenii săi, cum ar fi dinastia de plugari curcan, prin faptele lui zilnice. Mă bucură succesele satului și mă amărăsc nevoile lui. Îmbătrânești, satule. Te-ai întrebat vreodată unde și când ai greșit de te părăsesc cei tineri? Unii te părăsesc chiar fiind convinși că asta e la mod și că e lucru de onoare. Onoare este oare a părăsi baștina, casa părintească. Dar unde e tineretul? La școală. La școală. M-am interesat de ce totuși tineretul pleacă de acasă. Am început-o de la unul dintre cei mai vechi pedagogi din sat, Leonid Iosifovici Botnaru. Pâinea în sat se coace, dar nu-i de calitate și nu ajunge. De multe ori se întâmplă că oamenii stau la rând ori întregi și nu capătă această pâine care trebuiește fiecărei persoane. Iată și părerea mătușii Daria Curcan, mama fraților plugari. Și ea toată viața a crescut pâine. Acum, la noi din partea pâinii e greu tare. Că te duci și șezi câte 3, 4, 6 ori și nu poți să iei pâine. Chiar duminică am fost și așez până la ora 12. Vedea câte două pâini și o a descărcat numai 300 de pâini la un magazin. În sat aici. Și pâinea s-a mântuit și eu n-am luat pâine. Am m-am dus în mahal, am promutat făină, am oare cumpăra făină și ei dau oare. Greu nu luat poate cumva, dar nici n-ai de unde cumpăra. Și am cupt o leac de pâine. La mine sunt copiii mulți, mai drămădesc și nepoță, și tăți, și când dau să-i pun la masă cu două pâini, ce fac eu? Și greu nu dau. E greu, fiindcă noi coșem dintr-o 7 sate pâinea și se întâmplă când ajungi la toată lumea. Este să duci la magazin și nu se găsește pâine. Fiindcă n-ai nimic să dădea greu la lume și lumea coșe pe gustul lor pâinea. Dimineața m-a așteptat noi, poate cumva înspre seara vine. Și nu mai vine. Tare greu, noi la lucru trebuie să ne ducem. Seara venim târziu, pâinea de-am nu se mai găsește și așa că cam greu. Dar greu aveți? Cu greu... Slăbuți, nu l-am mai văzut. Nu ne dă.
Consătenii mei, ca și toți plugarii, nu vorbesc de calitatea pâinii. Dar pâinea nu e gustoasă, e de calitate proastă. Și cât e de dureros că lor, celor care toată viața cresc pâine, să nu le ajungă pâine. În Guragamand, în general, lipsesc drumurile, care sunt de calitate inferioare. Ele de mult trebuiau să fie făcute, drumuri bune, asfaltate, cu trotuare. La noi, în timpul toamnei și a iernii, mai ales elevii, vin la școală plini de glod și eu, ca învățător, plângeam de milă când vedeam acești copii plini de noroi veniți de la distanță mare la școală. Aș vrea numai să adaug că această gospodărie, de mulți ani în șir, e milionară. Pe tânărul brigadier Gheorghe Ciudin l-am găsit gospodărind în jurul casei. Sunt mai frumoase câmpiile ca aspectul satului nostru. Ia că chiar uitându-ne la casele specialiștilor aici, ia, nu departe, la tineri specialiști, n-au nici o atragere, că când ai venit de la lucru, să fii să te odihnești, să aibă un copil unde să joace în ogradă. Te gândești, cine naiba au mai scos și casele astea, chiar și prin prejur, în sat, cu 10 pe 12, o bașcă alături, trăiești în bașca aceea și în prejurul casei face un gard de beton, o poartă mare de fier, să ascunde parcă zici toată vremea de cineva. Andrei Balan, tânăr sudor, astăzi e gata să părăsească satul. Noi ne-am pus de gând și băieții mă sfătuie să plec undeva la oraș, la raionul, la Chișinău. Acolo mai frumos pentru tineret și pentru de lucru găsești. În sat e foarte, foarte urât. Da, să ne strec, nu, filmuri ne arată. Tineretul se ocupă cu nebunirii mai mult. Duminica, joacă cărți, pe un pahar de vin, iau turnul său la sfadă. Lipsesc încă brațele din muncă, brigada de construcție a gospodăriei, cu neputință astăzi să înfăptuiască acest volum de lucruri. Cum spun, pleacă în altă parte, construiește, tot construiește. În schimb, nu vrea să depui aportul, munca lui nemijlocită în sat. E stranie afirmația lui Mihail Burduh, secretarul organizației de partid a gospodăriei. Brațele de muncă lipsesc, dar tineretul pleacă. Pleacă să construiască oriunde ar fi, numai nu aici, în satul natal. De ce pleacă ei? Încearcă să clarifice învățătorul Haralambie Moroșan. Nu e secret că tineretul pleacă de la sate. Pleacă din satul nostru, pleacă din alte sate. E o problemă foarte importantă, e o problemă foarte principală, mai ales la etapa actuală. Dar apare întrebarea, ne-am gândit noi cei care suntem puși să ne gândim vreodată de ce el pleacă, care e cauza principală a plecării tineretului. Având ocazia să lucrez cu tineretul la Sovietul Sătesc, la școală, aș vrea să ne spun a mele păreri în ceea ce privește care sunt cauzele de migrare a tineretului, care sunt cauzele că el își părăsește baștina, satul natal, familia, părinții și pleacă. Pleacă ducându-se în altă parte, neștiind ce îl așteaptă. Una din cauzele principale e chestia de odihna și petrecerea timpului liber. E chestia de hrana spirituală a tineretului. El astăzi e plin de informații din multe direcții și totuși el nu-ți găsește mulțumire sufletească acolo unde trăiește. Pe acești tineri consătieni i-am găsit într-un parc de autobuze din Chișinău. Tineretul în ziua de azi trebuie să treacă timpul liber, frumos, să, mai ales după lucru, vin obosit de la lucru, să duc, să odihnească, să înțeleagă că e bine. Dar la noi asta cam nu vrea să vede în zat. Iu Ramezinul din dinastia Curcan, împreună cu încă 13 tineri, au absolvit recent școala de mecanizare și s-au întors în sat să lucreze. Și câți ați rămas în sat? Numai doi, eu și coaista. Ați nici în joc petric de aici la oraș, undeva vă lucra șofer sau altceva. Nu ți pare rău că pleci?